Am revenit. Suntem în parcul din Tatăl Avran. Ne-am plimbat un pic aici prin parc. Și acum ne întoarcem înapoi spre Simon. Vreme foarte frumoasă astăzi în localitatea Avran. În jur de 20 de grade, 20 chiar și plus 2-3 grade. Doamnele, ce faceți, doamnelor? Sunteți bine, sănătoase? Profitați de vreme frumoasă. Profităm de vremea frumoasă. Domnul Marian e ca la 20 de ani, merge înainte, e pus pe... La fugă până acasă. E la fugă până acasă, a? Păi de unde ai fuga asta? Dă-mi și mie o fugă de asta. De unde ai cumpărat-o? Nu se vinde. Nu se vinde, a? No. Nici de vânzare fuga asta, a? No, no, no. Da. Ia uite ce decorește soarele. Dacă vrei să te scape, te iau la fugă. Da? Da. Da. Astea nu-ți mure? Nu, nu-ți mure. E, la ora asta mure. Da. Dar ce dogurește, e 20. Foarte cald, frate, foarte cald. O să mă dezbrac la tricou. Da. Ha. Hai să traversăm pe aici. Dar nu ne-am uitat. La ce să ne uităm? Ne uităm și la ăștia cu brânză. Ne uităm și la ăștia cu brânză, nu? Da. Mergem pe partea asta cu... Nu. Nu, nu mergem, nu mergem. Nu coborăm, nu traversăm. Mergem pe partea asta cu, cu păienița, da? Hai că la anul poate termină trotuarul ăsta. Ce anume? Mergem acum la Nea Ilie. El vrea numai cu 5 lei ou, altfel nu-l ia. 5 lei ou? Da, dacă e mai ieftin, nu iei, nu? Am înțeles. Deci care mai doresc te ouă la 5 lei? 5 lei bucata. Auzi, ofertă, 5 lei bucata. Dar de care o, ce o e? De, de dinozaur? Oh my god! Da, da, o fi un... Auzi, acum cred că 3 lei și de nevoie. 4 lei? Da, da, ne continuăm drumul. Foarte cald, foarte cald. Da, la soare. Mergem un pic prin Poienița. Da. Și foarte frumos. Aglomerație. Unii vin, alții pleacă. E tranzit, tranzit mare de turiști. Tranzit. Da. Liliac alb, se mirase. Liliac ăla. Hai să ne oprim în Poienița. Haideți, mergem la Poieniță, în Poieniță. Ușurel, ușurel. Ușurel, ușurel. Un
foienița unde se ține răvășitul oilor. Foarte frumos. Asta este pârâul Simon. Perfect, poți să faci și plajă pe aici. Se vede frumos castelul în spate. O vreme extraordinar de frumoasă. Adio un pic vânt aici, o foieniță. Foarte frumos. Foarte frumos. Profităm de această vreme frumoasă. Mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Doamna Mariana aici, în prim plan. Scena unde se desfășura activitatea. Aș să merg până la Regina Maria, la inima Reginei Maria. Da? Vreau să urc până la Regina Maria, la inima Reginei Maria aici. Este un video frumos. Aolo, da! Să las rucsacul ăsta, stați pe aici. Hai. Mergi cu mine la Regina? Nu urci, lasă că urc eu. La Regina Maria. Acolo e băgată? Acolo e băgată inima. Cine a văzut acest clip pe canal, știe despre ce vorbesc. Aici se află inima Reginei Maria. Aici a fost depusă inima Reginei Maria. Aici a fost depusă în anul 1940 inima Reginei Maria a României. Da, m-a întrebat domnul Marian ce scrie aici. Nu urci, obosești. Mă monitorizez de acolo, de jos. În caz că vezi ceva, urs, ceva, mă anunți, da? Fluier, da. Așa, Navar. Așa. Așa. Aici se zice că ar fi pusă în acest acum are lacătul pus aici prin interior. Aici cruce. Am zis că o să urc până mai sus.
ca să... Frumos, frumos, frumos. Hai să văd. Frumos se vede peisajul de aici. Peisaj superb. Peisaj superb. Or, castelul se vede frumos din Poienița. Am zis că cum o să urc mai mult. Nu de alta, dar am venit echipat acum mai bine. Mi-am luat cine știa reclama aceea, Adidas Store. Da, mi-am luat încălțări probate, verificate. Hai să vedem. Cu rucsacul în spate, probă de rezistență. Chiar e super. Deci urc fără probleme cu aceste încălțări. Chiar fără probleme urc cu aceste încălțări. Da. Hai să vedem până cum... Hop! Sper să nu fie ursul. Nu vine ursul. Super. Înaintăm. Chiar dacă am probleme cu piciorul, cu genunchiul stâng, la dreptul sunt operat de menisc. Acum îmi joacă feste și cel stâng, dar voi încerca să văd cât pot să urc, chiar dacă nu am toiagul la mine. Vă cum se vede, e abrupt. Se aude ceva. E frână de automobil. Chiar super, hai să vedem. Hop, n-am nimic. E distanță. Foarte frumos. Fac o poză. Se vede. Acest om. Brad. Deci, acolo se circulă mașinile. Foarte abrupt. Liniște. Liniște pură. Vede foarte frumos. Super. Mai înaintez. Mai înaintăm. Întotdeauna mi-au plăcut aceste drumeții pe munte. Frumos. Aș vrea să aud și drumețiile voastre, mărturisirile voastre. Ah. Acolo se vede strada. Se poate coborî și pe aici. Mai poate urca pe aici. Odată. Aici încolo. Sau pe aici. Sper că nu sunt ursuleți. Aici. Încerc pe aici. Are de soare. Încerc să urc pe aici. Opa! Acum, cu ocazia asta, făcut și proba așa pe viu, real, a încălțărilor. Mereu am zis că zic, îmi iau niște încălțări adecvate,
pe unde am mai fost, nu am venit cu încălțări adecvate pentru a urca, dar acum am zis trebuie să-mi iau ca să... Uite, mă uit să cumva să fie, știu, ursuleți, că pe aici mai sunt. Da, ci drept, mi-e teamă un pic, dar acum, na, de cum e, cum o vrea Dumnezeu să fie. Înălțime mare. Se mare. 1. Peste tot vegetație. Vegetație. Acolo am coborât. Să mai înaintăm. Coate. Să vedem care-i treaba. N-am urcat niciodată ce-i drept. Aici. Fără toiag. Mult. Mă uit cu atenție, dragilor, că... Na, nu poți să știi. Sunt și singur, de fapt nu sunt singur. Cu Dumnezeu, doar El mă poate atenționa și mă poate feri pe mine și pe toți cei care aveți încredere în El. Mai urc, se văd așa un peisaj frumos de aici, de sus. Cât copaci sunt tăiați pe aici. Urc și urc pe deal. Cum se vede de aici de sus. Înălțime. Ceva înălțime. Hai să vedem. Care-i treaba? Niște copaci tăiați pe aici. Da. Mai înaintez. Sincer, sunt în dubii. Deja cu cât înaintez, parcă... Da, hai, mai vedem. Care-i treaba? Sunt singur. Sunt la o altitudine măricică, îți zic. Da. Acum, nu vrea Dumnezeu, de acolo sus. Aici se vede castelul. E distanță mare, poate mă rătăcesc aici. Se vede aici un punctul foarte. Mă uit, prieten, că sincer, deci serios vorbesc. Sper să fie ok. Hai să mă urc până aici, la punctul foarte. Repede. Ia uite. Wow! Wow, unde am ajuns? Vai! Nu pot să cred. Nu pot să cred. Vai!
Ia uitați, prieteni, unde am ajuns. Vai, ce priveliște minunată. Wow. Wow. Ca să vezi. Vedeți unde m-a adus cu voia Domnului, fără să știu despre această cruce. Vai, nu pot să cred. Nu pot să cred. Wow. Ia uitați, prieteni. Fără să știu de această cruce, fără să-mi dau seama unde merg. Wow, de vis, de vis, de vis. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Slavă ție, Doamne, că m-ai făcut, m-ai ajutat să ajung în acest loc minunat. Nu-mi vine să cred. Ia uitați, ia uitați ce scrie aici. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Wow. Ia uitați ce priveliște! Ce priveliște minunată! Ce priveliște minunată! Vai! Nu pot să cred! Deci pe acolo am urcat. Acolo am urcat, prietenii noștri sunt pe acolo, pe undeva, pe jos. Da, vine să cred. Nu vine să cred. Da. Ha! Superb, superb, superb. 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 Ah, slavă ție, Dumnezeu, slavă ție. O imagine de nedescris. Imagine de nedescris. Hai să vă arăt și invers, așa. Uitați. Priveliștea. Uitați priveliștea. Superbă priveliște, superbă priveliște, o priveliște de vis. Mă sună Nea Marin, domnul Marian, l-am întrerupt, o să cobor, mai trag câteva cadre. Să cobor, pentru că, hai să cobor, Doamne ajută, Doamne ajută. Hai să cobor, să nu-și facă griji, nu de alta, nici mai încolo nu, merg. Bun, Doamne ajută să cobor cu bine și fără probleme. Hai să vedem. Să nu vină ursul. E drept. Microfonul merge. Gata. Vedeți, prieteni, unde putem ajunge. Deci Dumnezeu ne arată calea. Dumnezeu este calea, adevărul și viața. Deci, fără să știu unde merg, am mers într-un loc în care nici nu mă așteptam să ajung vreodată. Foarte frumos. Deci, o experiență unică pentru mine. Și dați acolo un like dacă vă place experiența asta. Neplanificată, negândită de mine. Văd că pot coboră ușor aici. O să vă arăt de jos când ajung, sper să ajung cu bine.
Așa. Vedem cum. Hop, hop. De fapt, nici nu mă mai uit în așa. Vorbesc mai încet să nu cumva să... Nu, prieten, nu e de glumă. Chiar sunt urși pe aici. Sunt urși. Unde am venit? Pe aici? Sau pe aici? Nu mai știu. Pe aici cred că am venit. Pe aici. Sunt aici! Nu mai suna! Uitați-i acolo! Uitați-i acolo pe prietenii! Da! Face griji, soția, face griji! Da! Hai! Mă suna domnul Marian că nu știa de mine! Da, e normal să-ți faci griji! Dar experiență plăcută! Mă bucur mult că și ăștia chiar exact cum mă așteptam. Deci sunt foarte bun. Cât de abrupt este aici. Hop, hop. Hop, hop. Stați, foarte abrupt. Foarte abrupt. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pa. Sunt aici! Of, Doamne, îți făcea griji, mâncai gura ei. Soția își făcea griji. L-am încurcat-o, prieten. Am încurcat-o. Mau! Mau! Aolo, am încurcat-o cu soția, gata. A zis că îmi dă bătăiță, că am plecat. Mă bat? Oh my god! Am încurcat-o! Am încurcat-o! Aolo, am încurcat-o, prieten! Am încurcat-o cu soția! Da, își face griji, e drept! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Hop! Am fost până la Regina Maria aici. Am fost la inima ei și după aia am urcat și eu să văd. Să fiu mai am urcat să fiu mai aproape de Dumnezeu. Și ce crezi? Ia să vezi de ce am dat. Uimitor. Da. Dumnezeu m-a dus pe o cale bună. O să vedeți în videoclip. Urmăriți până la capăt, prieteni. Urmăriți acest videoclip. De fapt, până la capăt, a trecut. Poftim? Niște ciuperci. Nu! Oh, soția s-a îngrijorat. E foarte îngrijorată. T-ai îngrijorat, nu? M-am speriat când am urcat acolo și nu te-am văzut. Te-am strigat de sus, de acolo. Păi am văzut că m-a sunat Nea Marin, păi dar... Păi m-a luat amețeală. De ce? Dacă îmi vedeam că nu te mai văd. Dacă era unul rău, da, vreau să scap de tine, vreau să mergem și la... Să-l mănânce ursul, ha? Să-l mănânce ursul, ursoaica, lupii, dar de tine nu vreau să scap, dar te-am văzut aici. Oh, da, mulțumesc. Oh, alo. Mulțumesc. Uite, ești tu de spate. Păi am urcat. Văd, am urcat. Păi dacă știi nu unde am ajuns? Unde? La crucea aia de sus, de acolo. Păi și ce căuta așa cruce. Acolo? Păi am dat de ea, m-am urcat și când acolo am văzut așa o cărare și m-am văzut crucea care se vede de acolo, se vede ce peisaje frumoase. Da. Da, superb. Hai. Super. Uite, mulțumesc Dumnezeu că am ajuns cu bine. Doamne ajută, mulțumesc, Doamne, că e soția mea bine. Da. O superbă experiență. Scuze, domnul Marian, că am respins, dar era pe înregistrare și da, mi-a făcut... Cum?
Da, oh, Doamne ferește! Da, mulțumesc că v-ați făcut griji pentru mine, dar a fost o experiență plăcută. Da. Unde am ajuns sus la cruce. Era o cruce acolo. O cruce mai sus. Da, se vezi peisaj super, Doamne. Nu vine să cred. Da, 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 ce frumos. Da, foarte frumos. Da, da, asta de aici, se vezi. O să vă arăt când mergem acum. Spate care acolo, da, se vede tot Bran. Se vede tot Bran. Se vede tot Bran. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Hai să mă dezbrac și eu. Să... Sau mai mă dezbrac? Da, sunt că... Na. Am urcat, am tot urcat, am tot urcat, știi? Și de asta. Da. Foarte cald. Ia, îl bag aici. Da. E... Dacă e, mi-au vestea după aia, știi? Mm-hmm. Da, să-l bag aici. Ținem. Da, poți să ții vestea. Da, e, acum merg așa. Da. Cheile lui Zambino aia. Hă? Cheile lui Zambino aia. Le-am dat ție. Nu mi-ai dat. Am dat. Nu mi-ai dat. Mi-ai dat ție, Razmin. Nu? Ești între mine. Ieri mi-ai dat. Sunt aici. Asta e asta a ta. Sunt acolo, nu știu. Razmin e la mine. L-am dat. Nu mi-ai dat, nu mi-ai dat. L-am pus în astea. Unde am pus prieten cheile. Acum am încuiat și... Eu știu ce ai făcut. Îl fi lăsat în mașină. Probabil. Am luat umbrela. Am încuiat. Dacă nu sunt aici. Ia că uite-te la tine acolo. Nu e, că nu e nimeni, dar eu nu știu. Ia. O fi mașină, o fi uitat în mașină. Am luat umbrela, știi? Și ăla. Dacă nu sunt aici. Nu, o fi în mașină, o fi încuiat în mașină. Ia caută de la tine. Nu știu să mă caut, că nu mi-ai dat, eu știu că nu mi-ai dat nimic. Îmi găsi în mașină. Îmi găsi în mașină. E, vezi? Ei, vezi? Păi, eu știam că ți l-am dat. Vezi? Nu-mi făceam griji. Te-am pedepsit pentru că ai stat acolo. M-ai pus la încercare. Da? M-ai pus la încercare. Da, recunosc. Eu sunt mai zăpăcit așa, de fel. Da? Știu că tu mă iubești așa, zăpăcit, nu? Da. Așa. Te-am pedepsit că ai stat mult. Eu știu că ți l-am dat, deci știam eu ceva. Că... Da? Poți să ți-l ții așa, de mijloc, dacă sau îl bagi aici? Nu? Ia. Ha. Dar să nu te ia frigul. Hai că doamna Maria, s-au dus cu doamna Maria. Da, frumos. Frumos, frumos. O experiență superbă.
Dar ce peisaj frumos! Dar să știi că mă luase amețeală așa când stăteam, mă uitam în jos, un pic. Da, erai la înălțimea aia, normal. Că nu se vede de aici, din partea aia la altă se vede. Și nu da. M-am urcat și eu, deja m-am panicat acolo sus, că fernalea și m-am luat amețeală. Da. Mai ales când am văzut că nu te văd, mă lăsă de tot, mă gândeam că ai uitat, ai căzut pe acolo. Aia mie mi-era de urs, mă uitam să nu vină ursul. Da, mie mi-era, zic că îi dai spune, venea Marina, o fi căzut pe acolo, nu avea semnal. Da, ce faci mie, ce faci mie, dacă dau de el. Nea Marina mai zicea, mai și în glumă, te l-o fi mâncat frumos, ce urs, bre, lasă-mă în pace. Ție ți-ar mai fi plăcut să mă mânce ursul? Da. A? Sau ursoaica? Nu, no, niciunul, nici asta. Era vreo ursoaica de aia cu două picioare pe acolo, mă făcea praf. Mă făcea praf. Dacă era o ursoaica de aia cu două picioare, mă făcea franjuri. Păi nu, eu zic, dacă era o ursoaica de aia cu două picioare, mă făcea praf. Mă da. Slavă Domnule, că da, frumos, foarte frumos peisaj acolo, foarte frumos. Peisaje. Peisaje, da. Frumos. Să vezi filmarea. Aha. Și a prieten că recomand acest traseu dacă ajungeți pe aici, urcați până la crucea aceea. Recomand și eu. Da. Scrie acolo, am uitat ce scria pe cruce. Cei care vor să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să vină după mine. Da. Frumos. E un citat din Biblia lui Marcu. Stai că mi-a venit o idee. Ce idee? Parcul în curs de clasare. O să facă parc. Ce zici, Mimi? Nu-i stă mai bine așa? Da. Adică? Adică. Ce-ai făcut, drag, aici? Că nu cade, mă, de acolo. Nu cade, că l-am înotată două. Credeam că pe maimuțel nu l-ai luat. Da. Da, uitați, prieten. Aici se va... deschide un nou proiect, Parcul Inima Reginei și Spitalul Inima Reginei Maria, cam așa va arăta. Da. Un proiect al Asociației Branului nostru în colaborare cu Primăria Bran, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 34 din 12.04.2024. Deci, Doamne ajută să se facă acest parc. Cam așa arată și cum va arăta parcul. Ar fi frumos, știi? Ar fi frumos să se vadă așa. Super proiect. Super. Pe lângă apă. Frumos. Frumos. Și apa. Râul Vran. Da, aici au stat niște oameni de etnie romă acum un an și văd că au dărâmat aici primăria. Da, ce-i drept. Frumos lacul Bran, frumoase priveliște. Super frumos. Biserica. Partea asta la altă. Hai, continuăm.
Ați obosit? Brânză? 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 Bravo! Da. Frumos la umbra aici. Ia uite cum strălucește. Cum strălucește sus acolo. Dar o problemă. Știa că veni. Păi și poate un chiriază. Uai. Ia uite, m-am pus aici și strălucește superb aici. Fii atent. Ia uitați ce imagine, fraților. Bine, că bate soarele, dar superbă imagine. Cum strălucește. Superb. Slavă Domnului că porât cu bine. Știi că mi-era team așa să mă uitam după vreun urs? Nu, da. Am, uite, m-a ajutat. Uite asta, încălțările astea. M-a ajutat. Chiar n-am simțit că n-am urcat. Da, dacă la coborâre mai greu, nu. Coborâre mai greu dacă... Eu, dar nu mi s-a părut deloc, știi? Și... știi ce... Acum, da, am făcut muntele. Am urcat și jeep. Da? Am urcat pe munte mult. Da? Eram mai tânăr. Erai ca mine. Da, și mai tânăr, avea 27. Da? Și mai tânăr. Da, frumoasă experiență. Dacă pe ai mei, părinții mei și pe ultimul ăla care are la mare și pe fetele și pe i-am urcat pe toți pe jet, 6 ore am urcat cu ei. Ma. 6 ore. L-am văzut cu pescă să țină de cablu, porțion cu cap. Îmi place să urc. Îmi place să urc, dar n-am cu cine, nu am cu cine. Am urcat până la babele. Jet până la babele și ei n-a putut să mă. Am urcat eu cu Adița și cu Mariu, cu ele două. Am urcat până la cruce, și n-am mai putut. Ce să-i mai cobor pe ei jos? Am coborât cu telecamina. N-am mai putut. Frumoasă experiență. Da. Să duce așa. Dar n-aveam din astea să faci poze. Să filmă atunci. Da, la... cum îi spune la ala care te... cu ele. Bastonul, cu ele de ăla. Pui, de ăla, să pui ele, cum îi spune. Dar era porțiune de cablu, dar când te țineai de cablu era piatră. De cablu și de mânere, da, le-am văzut, că ții așa, da, te sprijin, ca să poți să mergi pe poteca aia. Și jos e... frumos, îi duceam pe ei înainte, hai, hai, voi pe ăștia mai bătrâni, hai, hai, ia, nu te uita în jos. Da, hai. Asta e, hai că ne... Băi, și mergeam, bă, ne uiteam și iarna. Ne duceam până Padina, în alea, pe Ferrari, urcam. Nu era. Păi acum sunt urși pentru că ia, nu mai au ce să mănânce. S-au mulțit și nu mai au ce să mănânce. Înainte aveam, dacă aveam 1000 de urși, 1000 și urși. Acum sunt 7-10.000 de urși. Păi înainte erau puțin pentru că îi împușca Ceaușescu. Îi împușca. Păi și nu ținea să mănânce de un fiu. Îi ținea evidența. Păi, da. Dar le și dădea de mâncare. Deci de dea de mâncare, avea spațiul lor acolo amenajat, știa unde să vină. Acum s-au mulțit și cei de la care se ocupă cu asta, instituțiile statului, nu se mai ocupă. Nu le mai dă de mâncare spațiile. Eu că iarna când urcam pe munte, vedeam unde le dădea mâncare ăștia. Da? Zi. Cum le zice la ăștia? Pădurare. Pădurare, așa. Așa. Dar nu le dădea pentru urși, dădea pentru căprioare, pentru astea și urși. Dar mâncau și urșii. Dacă veneau urși. Profita și urșii de pe urma căprioarelor. Pentru că se hiberna, ei hibernau. Nu prea erau, nu ieșeau. Ei ieșea primăvara, știi? Da. Dar erau saivane din astea așa, veneau căprioare, veneau cerbi, veneau astea și mâncau, le puneau ăștia. Și fructe, lemn, mere, din astea, tot felul de astea. Dădeam de saibane de astea. Da. Frumos. Da. Vremurile au trecut, timpul au trecut. Nu mai e ce a fost nimic. Nimic nu mai e din ce a fost. Și ce a fost, a fost frumos. A fost frumos și totul organizat. Da. Acum
nu mai nimic. Lipse de organizare, de respect. Uniunea Tineretului Comunist. Ce excursii făceau. Excursii peste tot. Unde vrei? Erau ăștia de la BTT. Autocare până aveam. Noi plecam cu mașină. Și cu motocicleta plecam. A avut motocicletă, nu? Cu 4-5 de ani. Îți plăcea, da? Da, era frumos. S-a avut viață frumoasă. Da, și copilăria. Și copilăria, dau seama. Da, asta e. Ce se face? A trecut. Acum, uite, ne bucurăm și noi de așa, de ne ce ne mai putem bucura. Dar nu mai ca atunci. Pentru că era bucurie mai mare. Era bucuria mai mare. Când venea duminica, simțeai că e duminică. Da. Venea Crăciunul, simțeai că e Crăciun. Anul nou. Paștele la fel. Da. Acum ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși, să ne bucurăm de cele ce ni le oferă. S-a mulțit aglomerația, s-au mulțit mașinile. Până mai târziu se vește. Da, foarte aglomerat. Coloane de mașini la plecare. Aici vin dinspre Moieciu mulți. Vreme superbă. Așadar, prieteni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Ce frumos, motociclete. Trecem pe aici? Hai pe partea cealaltă. Hai. Pe partea cealaltă. Mâncăm mâine, nu? Nu, nu mi-e foame, nu. Mâncăm grătar cu poftă de seară. Da. Păi da. Recomand acest restaurant cu Pasul Drumețului. Mâncare foarte bună, dacă veniți pe aici, în Bran. Și ne continuăm drumul până la pensiune. Rămâneți aproape. Încercăm. Nu reușeai cu... A fost abrupt, a fost o porțiune abruptă. Da. Alunecăm. Da, da. A fost... Motorway! O să mai urc și data viitoare. A, trebuia să pun acolo, mă... O să-mi fac... Data viitoare, când o mai veni, fac un steguleț cu Petri Video. Da. Îl pun acolo. Sau o iconiță să pun acolo. Iau o iconiță și o pun acolo. Prieteni, când voi mai reveni data viitoare, sper să nu uit, să mă ajute Dumnezeu să nu uit. Și o să iau o iconiță. Tot Maica Domnului, Domnul Iisus Hristos. Și o să o las acolo, la crucea aceea unde am fost acum. O să las și numele meu, eventual numele canalului. Cine va veni acolo, va urca până acolo, să o să confirme dacă mai este prezent acea iconiță.
Slavă Domnului, cu ajutorul lui Dumnezeu le facem pe toate. Important este să avem încredere, să ne punem toate nădejdea în El. Fără El, nimic nu putem face. Da. Zic că nu degeaba, parcă Dumnezeu mi-a zis să-mi iau încălțările astea. Da? Hai, vezi? Parcă Dumnezeu ți-a zis, Petri, ia încălțările că o să ajungi la într-un loc frumos. Hai, vezi? Deci am presimțit eu ceva. Nu degeaba mi-am luat aceste încălțări de drumeție pe munte. Ca să vezi, aveam și Adidas de normal de mers, dar iată că i-am luat pe ăștia de drumeție fără să mă gândesc nici cu gândul că voi ajunge acolo. Dumnezeu ne pune în gând anumite idei și lucruri și astfel încât să ne bucurăm de ele. Slavă ție, Doamne! A ajuns și la intersecția cu drumul care merge spre Simon, 3 km până în Simon, dar de fapt până la pensiunea noastră sunt, de la pensiune până în Bran, sunt 7 km măsurați. Mai facem un mic popas? De unde am plecat, a? De unde am plecat? Și... Cum? Da. Mai facem un mic popas aici, după care o să încheiem acest video. Și o să mai filmăm și în următoarele episoade. Să mai filmăm și în următoarele episoade. Și dacă v-a plăcut ceea ce am filmat,